Ascultați știrile Europa FM. Importante, echilibrate, utile. I-a plăcut vioara, dar a descoperit că are voce. În liceul de muzică și în conservator a studiat ca bariton, dar a ajuns în Italia, unde marea soprană Mirella Freni i-a spus: ești tenor. De atunci cântă pe cele mai mari scene lirice ale lumii. Bogdan Mihai susține zilele acestea 8 concerte de bel canto la Teatrul de Operă din Klagenfurt, Austria. Valentin Chisoceanu ne spune mai multe. Primul concert din seria intitulată Viva Bel Canto este programat mâine și va fi transmis live de postul de televiziune ORF. Alături de tenorul român Bogdan Mihai vor urca pe scenă soprana Olga Michitenko și baritonul Richard Zveda. Programul concertului include arii și duete din opere precum Norma de Bellini, Il Barbiere di Siviglia și Armida de Rossini, Don Pasquale sau Lucia di Lammermoor de Donizetti. Mă onorează invitația Teatrului de Operă de la Klagenfurt pentru a susține cele 7 concerte intitulate Viva Bel Canto, împreună cu soprana Olga Michitenko, la pupitrul dirijoral, aflându-se maestrul Michael Brandstetter. Evenimentul reprezintă pentru mine o împlinire și totodată o continuare a ceea ce ofer publicului meloman în sfera bel cantului italian. Tenorul Bogdan Mihai a devenit cunoscut pentru maestria cu care abordează repertoriul de bel canto italian. A debutat la Opera Națională din București în rolul contelui Almaviva din opera Il Barbiere di Siviglia de Rossini. A inclus în spectacol scena și aria finală ce Di più resistere, care din cauza dificultăților tehnice este ocolită de interpreții rolului, realizând astfel o premieră absolută la noi în țară. Acest rol i-a deschis porțile marilor teatre de operă din lume, unde astăzi este invitat.